Acest program conține plasare de produs. Există o singură zi în an când avem o scuză pentru farsele pe care le facem, ziua păcălelilor, și ne-am gândit că nu-i chiar bine ca 1 aprilie să vă prindă nepregătiți, așa că vă propunem noi o doză bună de chicoteală, în compania elementului central din această emisiune, vinul, evident. Hello, salut! Ah, salut, noi eram în cameră. Eu nu știu cum o suntem. Tot nu așteptam, de care cameră e pe dânsa? Cadru separat. Cătălin Lungu, Radu Șarvei, Proiectul 02, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Ce faceți? Cum vă simțiți? Băi, binișor, binișor. Să știți că voi faceți parte dintr-o, bine, o nouă generație de umoriști. Asta se vrea a fi o emisiune de divertisment și eu zic că ar trebui să ne iasă bine. Noi, sincer, nu cred. Niciodată n-am fost invitați cei mei buni, adică treaba ta acum, descurc. Eu cred că un pahar de vin o să ajute. La altfel la început discuția. Vezi, știi cum spui problema. Da, știți cum se numește emisiunea la care ține? Da, vin la tine. Spune. Vin la tine, da? Da, corect. Ați avut ocazia. Înțelegi, vin? Da, vin, pac. Cineva odată a făcut o glumă că parcă îi lași de mine, dar eu zic, mă rog, e pe plac. Vezi că sunt mușa pe acolo. Da. Ați avut ocazia vreodată să priviți un episod ceva sau asta o să fie primul? Am văzut episodul cu Valentin Zorilă și cu Costa Ipate, coleg de-a nostru, să spun. Unde sunteți, colegi? Hai să fim sinceri, a venit să bem vin. Aaa, nu știu ce, este altă o ruzie. Ce facem? Oricum trebuie de încercat. Aoleu. N-ai înțeles, mai vrei unul. Cine știe, cunoaște. Aaa, am greșit! Nu neapărat că emisiunea era strălucită. Din cauza asta am uitat, din să știi. Mi-a plăcut. Da. Pe Cătălin îl vedem mereu în fața ecranelor, pe micile ecrane și în fața camerelor. Dar cum, de fapt, atribuiți, să spun așa, tot ce trebuie să faceți în cadrul proiectului? Cum sunt atribuite task-urile? Un lucru care toată lumea ar trebui să o înțeleagă și un motiv din care 02 e un produs bun e că se lucrează mai mulți oameni la produs. Da. Deseori este greșeala asta și lumea consideră că 02 e Cătălin, dar de fapt în spatele 02 într-adevăr e o echipă foarte mare de oameni. Da. Și nu spun că acum au devenit clișe și toate proiectele de pe online vorbesc despre asta. Dar noi suntem într-adevăr o emisiune de divertisment în care, la care se lucrează cu o echipă foarte mare. Da, și tu ești producătorul emisiunii, dar cum suntem? Voi concepeți ideea împreună, da? După care, Cătălin, tu scrii scenariul, voi împreună o gândim împreună, uh-huh. Da, ideea și direcția și cu cine și despre ce, ideea e comună. După care lăs pe Cătălin să facă treaba lui. Se concepe acolo în scenariu, după care iar revenim la el, tăiem. Scoatem și scoatem. Și după asta trebuie de filmat și de montat și tot te ocupi de asta, da? Da, să spunem așa, eu mă ocup, dar nu neapărat eu fac lucrul ăsta. Pe lângă asta mai participă și mai mulți actori din Night cu Guță în clipurile, în sketch-urile, da, pe care le faceți. Adică sunt și niște actori care permanent sunt implicați. Da, sigur, avem nevoie de echipa asta care apare în fața oamenilor. Și da, noi am ales să fie echipa Night Guts, în primul rând este comod și în al doilea rând sunt niște băieți foarte talentați. Și sunteți prieteni între voi și cumva prieteni. E mai ușor să conlucrați, dar da, spune-mi. Și aici, din nou, un punct în care în asta se face diferența între alte proiecte, să le spunem așa, pentru că în echipa noastră toți suntem de meserie ceea ce facem, știi, adică dacă s-a dat... Dar noi azi am venit fără pic de modestie, mă. Nu, că asta a fost o pauză în care nu am vorbit cu nimeni. Într-adevăr, trebuie să limităm unele lucruri, știi, să înțelegem despre ce vorbim. Da, voi în mai multe interviuri ați spus că voi doi, între voi nu vă certați niciodată, nu aveți conflicte. Întrebarea mea, cum e posibil? Cum vă explicați voi chestia asta? Pentru că, mă rog, în colectiv, oricare colectiv, e normal să mai apară uneori și ne înțelegeți. Măi, da, nu știm cum se explică. Mi se pare, adică eu cred că o pot explica în modul, noi suntem foarte raționali. Adică gândim lucrurile când le facem și înainte de a face ceva și înainte de a spune sau înainte de a ieși undeva și de a spune lucruri, noi tot timpul gândim pașii foarte bine. Așa e și relația noastră, e foarte bine gândită. Sunteți pragmatici, adică da. Da, suntem destul de pragmatici. Și atunci nu avem momente și motive de supărări sau de... Nu-și au loc. Dar de când vă cunoașteți?
Eu iubesc să spun din clasa 1, dar din clasa 3. Ați învățat împreună și în toată perioada asta ați fost prieteni sau legăturile le-ați stabilit un pic mai târziu? Nu, am fost prieteni, da, am fost prieteni. Mă rog, nu poate nu într-o atât de apropiați în toată perioada asta de ani, dar mă rog, am fost prieteni, da, da, da. Ok. Voi ați, în cadrul proiectului, ați parodiat multe personaje, de la foști și actuali președinți de stat, artiști, până la personaje din astea care au apărut o singură dată în vizorul publicului, dar s-au întipărit foarte bine în memoria oamenilor. Cum vă pregătiți pentru actul în sine, pentru filmare? Mai, în primul rând facem un scenariu. Uite, sunt pe mine. Hai să eu să vorbesc. Hai. Facem scenariu, pe urmă îl discutăm, cum a spus și Radu, vedem dacă e ok. Cum s-au luat sunurile astea? E să mă arfă aici. Și ne-am pus și ne-a băgat greu. Și pe urmă, nu știu, adică eu lucrez la personaj din punct de vedere actoricesc cumva. Mă gândesc la el cum am învățat la Academie, să faci un personaj, îl studiez, îl analizez, după care îl filmăm. Și acum acolo lucrează toată echipa. Da, pe cine v-a fost cel mai greu să parodiați? Au fost mai mult. Țin minte la Tanti Raya, nu știu dacă știți personajul, există Tanti Raya. A fost un personaj greu, pentru că eu, femeiușcă, mai în vârstă și nu are legătură cu zonomia mea și cu felul meu de... Dar ce știi despre coronavirus? Ei știm că dacă tușește, dacă... cum se cheamă, dacă ai arsură, nu mai este. Dar nu la arsură îi dăm câte leac de gin și... nu e arsură. La Chișinău de pe meteți voi. Și chiar tare casca muștele? Nu! Viesc încă zi. Dar voi acolo la Chișinău și așa tare chicați ca muștile? Nu! Aia este nu chicați, este să ieși! Că spuneai că și să intre, să ajunge la vocea lui Dorin Chirtoacă, tot a fost complicat. Apropo, un personaj care îmi place foarte mult. Da? Și eu cred că nu câștigă audiența care trebuie să o câștigă. Dar film? Da, e foarte. Joker a fost un boom. Da, adică... Mulțumim. Mulțumim, suntem de acord. Iar modestie e la noi. Insert Joker 3. Eu sunt Dorin Chirtoacă, primar de Chișinău. Ați interes? Pe cine n-ați parodia niciodată? Din nou să revin la modestie. Cumva noi am ajuns la nivelul ăsta în care ne gândim dacă merită de parodiat. Se primește foarte bine, este scenariu, clar, acolo este spațiu în care poți să dezvolți ceva, dar ne gândim dacă merită să aducem în vizor omul ăsta. Da, 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 da. Că s-a întâmplat cazuri în care, într-adevăr, s-a reproșat că deci aducem foarte multă atenție la anumite un personaj care poate nu merită. Dar oamenii se supără, mă rog, ați auzit reacții diverse, parodii, în mare nu, dar a mai existat cazuri în care s-au mai supărat. Da. Ce ești numit? Este un om care s-a supărat, dar... Domnul Chirtac? Nu e domnul Chirtac. Un slusăr. Nu. Este un om care s-a supărat și eu m-am rămas șocat. Nu te-ai așteptat din ala? Gata, mi-am dat seama, dar nu spune. Aha, da, gata. Ei, serios! Și mi-a interesat în interviu, zic noi, da, gata, este. Deci mă acas. Era politician, da? E politician. Nu. Tocmai de asta. Ah, am înțeles, cred că... Din 2009. Ok, noi în cadrul emisiunii Vin la tine o să vă spunem la mai multe provocări, dar înainte să trecem la cei ce ne interesează la Vin, vrem să vă cunoaștem mai bine și cei care se uită la noi de asemenea vor să o facă, pentru că am vorbit de parodii, o să începem prima provocare și ea ține de parodii. Cătălin, o să te rog să pe tine. Te rog. Așa se roagă oamenii, da? Noi avem un text pe care tu îl vezi pentru prima dată și am niște personaje, da? Foarte cunoscute pe care inclusiv le-ai parodiat anterior. Dar e curios cum o să faci pe textul ăsta. Mm-hmm. La noi, sărăcii, noi nu avem prompter, dar avem foaie. Noi tot așa am început. O să te rog mai întâi să... da, o să parodiez, o să schimb personajul la fiecare 10 secunde. Bun. N-am făcut din mult personaj, așa că nu m-am pregătit. Da, ok, hai. Ok, Alexandru Slusar. O, Doamne. Pe cheia iepuiu.
reprezintă preocupări importante care crescătorii lor. Nu-ți spun că erați fumat la conferința precedentă. Cum spunea și un contemporan al nostru, mulți vorbesc, puțin cunosc. Ce contemporan? Snoop Dogg. Domnul Susser, de ce încă nu este făcut public numele celor care a fost implicat în furtul miliardului? Domnișoare, cum spunea un alt contemporan, de atâta? Gheorghe Gonța? Fie că este vorba despre un hobby sau de o afacere, domnul și domnul, momentul când e puroi ca să de la epuroi, trebuie atent, calculat. Mulțumim să văd mândri. Bună seara, domnilor și domnilor! Invitata noastră de astăzi este lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu. Doamna Maia Sandu, bună seara! Bună seara! Cum vă simțiți? Sunt foarte bine. Mulțumesc pentru invitație. Cu plăcere. Regie, cât mai avem până la publicitate? De fapt, nu mă interesează, doar îmi place să pun această întrebare. Bun! Vladimir Voronin? Nu, e același text. Da, mai... Vladimir Voronin? Da. Nu știu ce este cam iar tonul, sorry. N-am insultat pe nimeni, n-am insultat echipa. Perechierea iepurilor reprezintă una dintre preocupările importante ale crescătorilor. Fie că este vorba despre hobby sau de afaceri, momentul când iepuroaica de la iepuroi trebuie tot calculat. Ce? Bună ziua. Dar normal le bezuchea, bojla? Zdravo. Haide bă, că glumesc cu voi. Ne plac oamenii cu umor. Domnule, noi suntem trimișii celui de sus. Șere, plăhătău vă trebuie să o șere. Mai avem încă un text și aici o să te rog să... Rog te-l faci semne. Da, schimbăm textul. Aici o să te rog să e un dialog între Gheorghe Urschi și Gabriela Lungu, mama ta, și tare vreau să văd cum o să citim pe el. E foarte scurt. Tu ești tot să fie... Nu, tu ești și unul și altul. Câteva secunde putem hai, să... Hai tu cu mine. Dacă tot m-ai pus în provocarea asta, hai tu hai cu da, mine. Hai atunci o să fiu Gheorghe Urschi. Înțelegi? Mai simplu. Hai. De data asta chiar divorțăm. Acanșatilna. Cum ai zis? Stai. Definitiv, irreversibil, irrevocabil. O. Vezi că domnul Urschi nu pot parodia așa că... Pe mamea mai, o mai cunosc așa. Hai să citesc eu replica ca să fie... Hai, da, ca să închid. Da. Ia uite ce cuvinte știe rusca dracului. Irevocabil. Când am luat-o, atâta știa. Mama lăgă vcus, nu spasibă, harașo, e disio, da. Da, mulțumesc. Trebuie să luăm la... Da. De data asta chiar divorțăm. Acanciatilna. Cum ai zis? Stai. Definitiv... irreversibil, irrevocabil, o! Ia uite aici cuvinte știi rusca dracule. Irrevocabil. Când am luat-o atâta știe. Mama lăga vkusna, spasibo, хорошо, иди сюда. Prima provocare am trecut-o, dar totuși e o emisiune despre vinuri și noi de obicei... Dar totuși... Ce dau numai eu cu paharul, adică da? Citați. Da. Cineva... Noi supunem invitații la diferite provocări. Cineva ghicește culoarea vinului cu ochii legați, doar folosind simțul mirosului și gustului. Altcineva ghicește gradul de zaharitate. Pentru voi, voi o să ghiciți gradul de alcool în vinurile pe care o să vi le propunem. O să vedem cât de sensibilă este paleta voastră. Și având în vedere că noi eram mai buni. Aveți experiență, adică e bine. Da. Bine, băieți. Pentru asta o să avem nevoie de probe, evident. Și prima probă o să-l rog pe expertul în vinuri, Vyacheslav Dogari, să o aducă. Mulțumim frumos, Vyacheslav. Este un vin alb.
Noi chiar credeam că noi facem degustarea asta cu ochii închiși. A, nu vrea. Emisiunea care am văzut-o. Da, pe nu toate sunt așa, că ar fi boring să fie toate așa. Hai să mai discutăm. Da, băieți, voi aveți în general experiență de interacționat cu vinul? Nu, nu. Haide să facem acum cu să... Eu l-am să mi cu l-am, da? Cum să știți? Da, se ține de piciorul ușa așa, ca să nu-l încălzim și... Noi am fost o dată tot la o... Parcă cineva a băut din paharul ăsta. Am fost la o vinărie și ne-a făcut un soi de... Țineți un fel de... A, o excursie, o degustare. Training, da, degustare și ne-a făcut un fel de training de cum să... Nu știu, nu m-a interesat foarte tare. Sigur, sigur, e o artă, apreciem tot ce înseamnă vin și tot ce înseamnă a face vin, dar nu suntem specialiști. Da, nici nu trebuie, de asta și e bine că... Ce vorbești? Vorbește despre ce... Da, sigur, și puteți să-l și mirosiți, să-mi ziți aromă. Stați clar. Ia să vedem. Cum vi se pare? Tare, mai puțin tare. Aha, dar asta trebuie să spun ceva, da? Da, în general trebuie să dați, mă rog, un calificativ. Dacă puteți spuneți procentajul concret, ar fi ok, dar... Cam orice caz, nu cred că e un vin foarte tare. Nu e foarte tare? Nu cred. Cred că are vreun 12%, cred că are. Dar lăsați-mă mult dacă mai mi-ațește. Simțeți că v-a ajuns, da, la... sau încă nu? Nu știu, eu să merg cu mâna lui, nu știu. Da, nu, chiar nu-mi dau seama, trebuie să-l compar măcar cu ceva. Bun, bun. E vin ușurel așa. Bun, adică... Radu spune în jur de 12%. Ok, atunci haideți să vedem proba numărul 2. Hai. Ce ne faci tu? Mersi. Mersi frumos. Și la culoare sunt diferite. Ce reduc? Ești servești. Trebuie să mai agiți un pic să... Da, foarte bine, bravo! Iau și pe masă, bravo! Asta sunt... Păcăiți pe așa. Te jucăm, știi? Noi știm cât are din și făcut și la și oră. Nu vrem să vă spun. Sunt vinuri diferite, un procentaj diferit. Ah, soare. Dar asta e mega ușurel, nu? Nu-ți dai seama, știi că există ideea că dacă e dulce, da, ca să facem primul era sec și ăsta este dulce. Da. Asta, da, asta e clar. Haide-mi mai acasă. Cătălin, dar te rog pe tine de data asta să-i dai un procentaj. Data trecută a fost Radu. Hai să spunem că totuși ăsta e mai slab, să zicem. Dar nu ești prea singur? Nu, sigur, nu sigur. Hai să-i dăm lui ăsta un 11 și lui ăsta un 12. 11-12. Ok, Radu, tu ce zici? Zic 11-14 undeva. Aha, așa, deci pe ăsta s-a ridicat aici procentajul. Ok, bine. Acolo e... Bine, bine. Și ultima probă? Ah, mai avem acum? Da, mai avem și ultima probă. Trei vinuri, în general. De cui vin într-o parte? Să-l punem așa, în ordine. Este și vinul roșu. Da, este în engleză. Dacă vă vin în minte arome anumite, puteți să le vociferați. Ca să nu părem proști, că am venit, am băut, nu știu, ne-am... E complicat. Da, Radu. E complicat, într-adevăr. Totuși, chiar nu știu care e mai puternic. Băi, ai putea să spui că ăsta n-are deloc alcool, parcă e un fel de must, dar până la urmă... Presupun și eu, dar presupun că noi am băut chestia asta înainte de asta. Băi, totuși mă gândesc că ăsta e cel mai tare. Da. Deci prima probă era cea mai... Da. Cea mai tare. Dar vezi că ea are un pahar tot de ăsta, nu cred că ar bie cel mai tare. Ăsta este total aleatoriu, adică el e pentru decor mai mult. Pentru decor, dar ai băut vreo două. Da. Băi, da, cred că rămân cu ăsta, că ăsta e cel mai... Deci ăsta ar fi cel mai tare, Radu, tu ești de acord, da? Și între astea două, pe cel roșu... Băi, îmi pare că ăsta roșu e cel mai tare. Roșu, da? Băi, nu-mi dau seama, parcă e uri cu apă și așa, ori... Deci, ăsta parcă e fără alcool. Deci ăsta e mai tare. Roșu e mai tare, sau ăsta? Da, să spunem așa, primul e locul întâi, locul doi e roșu. Ok, și ăsta ar avea în jur de 14, ați spus, da? Ăsta în jur de 11-12? Vezi că a spus că 14, asta e maximul.
Păi hai să mergem pe variantă, da, da, spune. Hai. 14, bun. 11, 10. Dar în general, din astea trei vinuri, care v-a plăcut cel mai mult? Primul. Pe ăsta l-ați consumat. Da. Sunteți, vă plac mai mult vinurile albe, roșii sau roșii? Mi-e place roșu. Roșu. Sec, dulce? Sec. Eu sunt sec. Sec, am înțeles. Am înțeles preferențele voastre, bine. Acum, dacă ar fi să dăm cărțile pe față, eu am înțeles ce ați ales voi și cum ați clasificat vinurile, dar simțiți că v-a ajuns un pic la... v-a amețit un pic să mai trebuie să mai gustați? Nu-mi dau seama dacă e dieta. Nu-mi dau seama, da. Dacă e dieta sau des. La un moment dat spune că ăsta roșu ar putea fi cel mai tare. Mie îmi pare că în... asta vorbeam, mi pare că vinul roșu în general e mai tare. Adică nu știu dacă asta e o preconcepție de asta proastă, dar din câte, nu știu. Din câte ai gustat tot așa îți imaginezi. Pumelul când faci la țară, așa o roșu te omoară, știi? Așa din beș. Ca să înțelegeți, noi ne pregătim intensiv de ziua de 1 aprilie și respectiv am făcut o farsă. Primul vin era, într-adevăr, avea un procentaj de alcool de 11,5. Astea două vinuri, ultimele două, adică roșu și alb, alcohol free. Adică fără alcool 0,5 doamne, maxim. Doamne, noi am vorbit despre asta. Da. Nu spărem atât de proști. Drop the mic. Da, adică voi ați... v-ați dat seama într-o oarecare măsură. Tu spuneai chiar că e cu apă. Iată, da. Acum hai să nu facem după, știi cum... După ce s-a pus verdictul, noi mă simt, da, chiar l-am simțit. Nu am jucat-o, genul. Asta e ideea, că am spus. N-am fost genul, da, bun, da. Noi psihologic am încercat să inducem faptul că... Aici tot s-a lucrat. Mentalist. Deci era... Bă, eu vin, l-am descoperit oarecum la începutul pandemiei. Pentru că stăteam acasă și am spus în eu o sticlă, două, trei, 18 de vin. Am băut mult vin în pandemie, trebuie să recunosc că am tot consumat. Radu, tu? Mă rog, cred că povești din asta de soiul, cum să deschizi vinul și n-ai, poți să-l deschizi și-l deschizi cu tot felul de pixuri sau... Da, furculit da, sau... Da, cu gadget-ul, cu nu știu, în spatele la... Da. Librăria din hall de București. Învățat la Irad, cum v-aș era zona aia unde toți băieții fumau și... Nu, sperăm să nu vadă profesoare, mă, că elevii noastre mai buni fuma. Moment educativ. Eu cred că până acum locul cealaltă e din locul unde s-a adunat toți. Deschide sticlii. Nu studenții, dar elevii și... Ați făcut public acum un loc foarte secret. Sărmanii elevii. În general, cred că ne-a reușit să vă păcălim cât de cât astăzi. Nu știu dacă în totalitate, dar măcar un pic, da. Dar nici nu e foarte greu să ne păcălești pe noi. Mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația în cadrul emisiunii. Acum, pe final, vrem să vă oferim niște sticle. Ați spus că vă place vinul roșu, așa că sunt de la un producător autohton și vă asigurăm că aici este alcool pe bun. Cum? Bine de știut! Pare că nu ajunge puțin acolo. Tu ne-ai urmărit pe tot parcursul emisiunii, pe lângă faptul că ne-ai adus probele, ne-ai și ți-ai și notat anumite chestii, cum s-au descurcat invitații. Până la urmă, crezi că ne-a reușit farsa din 1 aprilie? Cred că da, a fost o farsă destul de reușită, dar totuși a dat-i puțin seama. Până la urmă am avut chiar un adevărat 0-2 sau mai bine spus 2-0. Da, pentru că da. Au fost două poziții cu 0 acolo. Ce original, da! Totuși au făcut față experimentului, deci farsei au făcut față pentru că până la urmă și-a dat seama că în unele vinuri ceva nu-i curat. Ceva nu-i regulă, Da. Și mai ales că chiar au identificat vinul care a fost cu alcool, poate că a fost unul singur, deci l-au identificat. Și cu toate că au spus că acolo sunt cu 3% de alcool mai sus decât era de fapt, dar important că l-a găsit. Până la urmă, ce înseamnă vin fără alcool? Vin fără alcool de obicei aduce în mintea omului că e un vin, ceva, e un suc făcut sub formă de vin sau un
cum spun de obicei în lume, vin pentru copii sau spumant pentru copii. Da. De fapt, este corect să spunem vin nu fără alcool, dar vin dealcoolizat. Dealcoolizat, așa. De ce? Pentru că el, de fapt, e ca tot vinul, da? Doar da. Că mai apoi se extrage alcoolul din el, da? Da, desigur. Deci sunt mai multe metode de a scoate alcoolul din vin. Prima, cred că a apărut încă pe timpul Egiptului antic, atunci când fierbeau vinul, încălzeau până la 78 de grade, pentru că la 78 de grade alcoolul se evaporă și rămâne fără vin, dar rămâne și fără o mare parte din substanțe nutritive, cum ar fi vitamine, microelemente sau chiar și antioxidanți. Și chiar și aromele le pierdem. Ce folos atunci? Ce folos? Și așa s-au gândit până când au inventat o metodă mai contemporană, deci metoda de dealcoolizare prin vacuum sau prin vid. Deci prin anii 1908 a fost așa inventată un aparat care pune vinul în vacuum și la o presiune mai scăzută, deci vinul, temperatura de evaporare a alcoolului este mai mică, deci avem nevoie să-l încălzim doar până la 27 de grade. Am înțeles. Și atunci scăpăm mai ușor, dar păstrăm celelalte elemente. Și mai este încă o metodă care tot se întâlnește destul de des, asta e metoda de osmoză inversă, deci o aproximativă filtrare, deci cum să spunem, atunci când se separă și se lasă un concentrat mai mult de vin, dar se filtrează de acolo alcoolul și o parte mică din apă. Da, tu personal ești consumator de vin dealcoolizat? Eu până când nu prea, pentru că eu nu am permis, deci nu prea am motiv și cu sănătatea încă e tot normal. Deci vinul dealcoolizat mai mult se recomandă pentru sportivi, ceea ce eu nu prea sunt. Se recomandă pentru persoanele care au probleme cu sănătate sau dacă sunteți la o serată undeva, dacă sunteți șofer. Deci de ce nu? Din probele astea două pe care le avem în pahare, vinul alb și vinul roșu, care e preferatul tău sau ce ai sesizat în arome, în gust? Deci eu aș opta pentru vinul alb pentru că el mai tare seamănă cu un vin adevărat. E când cel roșu puțin și-a pierdut din aromele sale. Ce curios, mie mi se pare invers. Nu știu de ce, ăsta mi se asociază mai mult cu un vin veritabil și ăsta mai puțin, dar paletele poate sunt cu siguranță diferite, tu ai mult mai multă experiență. Și pentru mine vinul roșu e mai tare decât vinul alb. Cel puțin așa mi s-a încetățenit. Alții din potrivă, cred că vinul alb e mai tare. Nu, de obicei vinul roșu, da, este mai tare, este mai puternic, este și mai intens și în arome și în tanini, deci acolo mai sunt și tanini care dau un fel de tărie alcoolică, dar o tărie a gustului, a întregului vin. Cum ar trebui să bem vin dacă nu vrem să ne îmbătăm, să ne amețească dintr-o dată? În primul rând, cred că nu pe stomacul gol. Asta da, asta da, numai decât nu... stomacul gol nu trebuie să consumăm absolut nimic. Se recomandă, este așa o teorie, că trebuie să mâncăm ceva gras, ceva uleios, dar asta este o problemă destul de mare, pentru că noi greu ne îmbătăm, dar pe urmă ne îmbătăm deodată. Este și riscul ăsta. Chiar este riscul ăsta, pentru că uleiul, deci, formează un fel de peliculă în stomacul nostru. Un strat protector, cum ar veni, da? Un strat protector, până când acest strat se dizolvă. Și apoi este ca o bombă. Este important să consumăm multă mâncare, numai decât și să bem apă, numai decât trebuie să bem apă. Și intuiesc cu mici înghețituri, nu tot deodată îl dăm peste cap și... Da, și asta tot. Deci trebuie să consumăm numai decât apă, un pic de vin, un pic de apă, un pic de vin, un pic de apă. În primul rând, noi ne hidratăm organismul înapoi, într-al doilea rând, nu o să fie atât de mare... influența alcoolului, pentru că el tot același timp se dizolvă puțin în noi, nu în pahar, dar în noi. Dar în organismul nostru, da. Bine, îți mulțumesc tare mult, Veceslav, pentru că ai venit în emisiune, în această ediție. Te mai așteptăm. O să mai avem ediții și cu vin, cu alcool și fără, așa că cu mare drag. Numai decât vin la tine. Se spune că farsele trebuie făcute până la ora prânzului, altfel acestea aduc ghinion păcăliciului. Mai mult, nu vă căsătoriți pe data de 1 aprilie, pentru că bărbatul însurat în această zi va sta toată viața sub papucul nevestei. Asta doar dacă sunteți superstițioși. Cu alți invitați și alte provocări, vin la tine și data viitoare. Acest program conține plasare de produs.